Vlăduțe în bucătărie. Cred că și astăzi în zi de dulce bagă niște sfeclă. Vlăduț, dulceață de sfeclă? Bună dimineața! Dulceață de sfeclă chiar n-am făcut, dar ar trebui să încerc. Ia uite ce prost sunt. N-ar trebui să fie ceva foarte rău. Astăzi o să am gomboței. Astăzi am să prepar găluște cu prune. Vor fi prezentate într-un mod altfel decât știm cu toții. Sunt reinterpretate, ca să spun așa. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, aveți nevoie de un piure din cartofi. Din cartofi albi, acei cartofi pe care îi folosiți la piure. Este foarte important să puneți apa la foc cu puțină sare și să adăugați, ca și la piure, cartofii tăiați în cuburi în apa clocotită. În felul acesta, amidonul din cartofi se blochează și cartofii rămân așa cum trebuie, cubulețe, și gustul nu se dispersează în apă. Mai aveți nevoie, deci, la un kilogram de piure de cartofi este important să cântăriți piureul în momentul când este gata, în momentul când este rece. Adăugați 200 de grame de făină. 200 de grame de făină și 2 ouă. Frământați totul, obțineți un aluat. De specificat, nu este bine să dați aluatul să dați cartofii prin mașina de tocat sau să-i pisați prea mult. Trebuie, cu ajutorul unei ustensile pentru preparat piureul, să pisați cartofii lejer cât sunt fierbinți, astfel încât să obțineți o pastă fină și nu o pastă gumoasă dacă îi dați prin mașina de tocat. După ce aveți această compoziție, tăiați fiecare prună, îi îndepărtați sâmburele, adăugați foarte, foarte puțin zahăr, pentru că acesta are rolul de a crea un suc, o zeamă delicioasă. Atunci când savurați pruna, aceasta trebuie să se desfacă și să curgă acea zeamă delicioasă din prună. Pesmetul trebuie preparat pe foc, trebuie ușor de tot rumenit, în unt evident, pentru că îi dă un gust deosebit. Trebuie să fie ușor auriu, îl lăsați să se răcească, apoi adăugați zahărul și scorțișoara. Despre sosul de vanilie vorbim puțin mai târziu. Mulțumim, Vlăduț! Pe care face aici ce nu poate să facă acasă. De exemplu, Oprișan aruncă sâmburii pe jos. Poate s-o biedica careva. Flavia bea din cana altuia. Evident. A gustat-o lecă. Boss, am plecat ieri rujat, am avut o întâlnire. Mă întrebam de unde, de pe cană, evident. Că de pupa nu mi-aduc aminte să mă fi pupat cineva în bot când am plecat pe modelul. Unde? Asta e sistemul de irigație la japonezi. Ia cana, na cana.